Exodul 21. Iată legile pe care le voi pune înaintea lor. Dacă vei cumpăra un rob evreu să slujească 6 ani ca rob, dar în al 7-lea an să iasă liber fără să plătească nimic ca desfăgubire. Dacă a intrat singur, să iasă singur. Dacă era însurat, să iasă și nevastă să împreună cu el. Dacă stăpânul lui a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur. Dacă robul va zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevasta mea și copiii mei și nu vreau să ies liber, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Dacă un om își va vinde fata ca roabă, ea să nu iasă cum e să robi. Dacă nu va plăcea stăpânului ei care o luase de nevastă, el să-i îndesnească răscumpărarea, dar nu va avea dreptul să o vândă unor străini dacă nu își va ține cuvântul. Dacă o dă de nevastă fiului său să se poarte cu ea după dreptul fiicelor. Dacă îi va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea din tâi din hrană, din îmbrăcăminte și din dreptul ei de soție. Dacă nu-i va face aceste 3 lucruri, ea va putea ieși fără nicio despăgubire, fără să dea bani. Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea. Dacă nu i-a întins lațuri și dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână, îți voi hotărâ un loc unde va putea să fugă. Dar dacă lucrează cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să omoare, chiar și de la altarul meu să smulci ca să fie omorât. Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Cine va fura un om și îl va vinde sau îl va ține în mâinile lui să fie pedepsit cu moartea. Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Dacă se vor certa 2 oameni și unul din ei va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul, fără să-i pricinuiască moartea, dar silindu-l să stea în pat, cel ce l-a lovit să nu fie pedepsit, dacă celălalt se va scula și se va plimba afară sprijinit pe un toiag, numai să-l despăguiască pentru încetarea lucrului lui și să-l îngrijească până la vindecare. Dacă un om va lovi cu bățul pe robul său, fie femeie, fie bărbat, și robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit. Dar dacă mai trăiește o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit, căci este argintul lui. Dacă se ceartă 2 oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o globă pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Dacă un om lovește ochiul robului său, fie femeie, fie bărbat, și îl face să-și piardă ochiul, să-i dea drumul ca despăgubire pentru ochiul lui. Și dacă face să cadă un dinte robului său, fie femeie, fie bărbat, ca despăgubire pentru dintele lui, să-i dea drumul. Dacă un bou va împunge și va omoră pe un bărbat sau pe o femeie, boul să fie ucis cu pietre, carnea lui să nu-i se mănânce, iar stăpânul boului să nu fie pedepsit. Dar dacă boul avea obicei mai înainte să împungă și stăpânul fusese înștiințat de lucrul acesta și nu l-a închis, boul să fie ucis cu pietre, dar dacă va ucide bărbatul sau o femeie și stăpânul lui să fie pedepsit cu moartea. Dacă îi se pune stăpânului un preț pentru răscumpărarea vieții lui, va plăti tot ce îi se va cere. Când boul va împunge pe un băiat sau pe o fată, îi se va face după legea aceasta. Dar dacă boul împunge pe un rob, fie bărbat, fie femeie, să se dea 3 sicli de argint stăpânului robului și boul să fie ucis cu pietre. Dacă un om descoperă o groapă sau dacă un om sapă o groapă și nu acoperă și cade în ea un bou sau un măgar, stăpânul gropii să plătească stăpânului lor prețul vitei în argint, iar vita moartă să fie a lui.
Dacă boul unui om punge boul altui om și boul acesta moare, vor vinde boul cel viu și prețul lui îl vor împărți. Vor împărți și boul mort. Dar dacă se știe că boul avea obicei mai înainte să împungă și stăpânul lui nu l-a închis, stăpânul acesta să dea boul pentru bou, iar boul cel mort să-l ia el.